O clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca, din vina unui taximetrist, 4 oameni să ajungă la Spitalul Clinic Județean Sibiu, printre ei și o femeie însărcinată în 6 luni. Medicii spun că doar taximetristul care a provocat accidentul este în stare gravă cu multiple fracturi și va rămâne internat pentru îngrijiri medicale. Accidentul a avut loc sâmbătă seara pe drumul național 1 la ieșire din Sibiu. Taximetristul în vârstă de 28 de ani avea un pasager în mașină și mergea spre Tălmaciu. În apropierea localității Șelimbăr, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un autoturism care circula regulamentar din sens opus. În autoturismul lovit se aflau șoferul și soția lui însărcinată în 6 luni. Bărbatul aflat în taxi le-a povestit polițiștilor că șoferul vorbea la telefon. În urma impactului, taxiul s-a răsturnat pe marginea drumului. Cele 4 persoane au fost transportate de urgență la spital, însă medicii spun că doar taximetristul s-a ales cu multiple fracturi și va mai avea nevoie de îngrijiri medicale. Autoturismul taxi a pătruns pe sensul opus de deplasare, unde a intrat în coleziune cu celălalt autoturism. Polițiștii sibieni continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.